După ce am traversat strada, erau deja manifestanți, cam 300-400 de manifestanți în fața intrării. Ofițerul de jandarm care era în dreptul porții de intrare nu mi-a permis accesul. I-am solicitat ofițerului să sune șeful dispozitivului ca să-i solicite să-mi permită accesul mie ca parlamentar pe intrarea normală pe unde vin parlamentarii în clădirea Parlamentului. Nu mi s-a dat acest acces. Pur și simplu poarta mi-a rămas închisă în nas. Și mi s-a spus că nu pot să intru decât dacă traversez pe partea cealaltă, să intru pe la Senat. Și am fost obligat, practic, de interdicția care a fost dată de forțele de ordine de jandarmerie, să merg de-a lungul străzii Zborul spre Bulevardul Libertății. Am fost, în primă fază, lăsat în pace, nimeni nu mi-a zis nimic, până când au început să apară agitatori, care după părerea mea sunt agitatori primiți de aur. Trebuie să știți că marea majoritate a celor care sunt prezenți acolo sunt membri aduși de aur și chiar au parlamentari și șefi de organizații care stau în rândul activiștilor aur și care le dictează comportamentele. Singura excepție și pe care trebuie să o evidențiez este un coleg din aur, Antonio Andrușciac, care a încercat să-i convingă pe manifestanți să nu mă agreseze. Și cred că și-a luat-o și el. Acolo s-a întâmplat ceva inacceptabil. Asta nu este democrație. Dacă îți susții un punct de vedere, este normal, poți să manifesti. Există lege, nimeni nu interzice manifestațiile, nimeni nu interzice susținerea punctelor de vedere și orice alte forme, greve, marșuri și așa mai departe. Dar ceea ce se întâmplă cu acești așa zis susținători ai aurului este inacceptabil pentru o democrație. Cum ați fost agresat? Am fost cuipat, lovit, cu băți de la steag, lovit cu piciorul ca să nu se vadă pe camere, înjurat, insultat în cele mai grobiene mișloace. În plus, era evident că erau oameni acolo care erau agitatori și care incitau pe alții la o atitudine agresivă. Asta trebuie să precizez foarte clar. Ei au manifestat împotriva a câtorva proiecte de lege. PLX 145 cu prevenirea riscului de separare a copiilor de familie, PLX orașul de 15 minute, cum spun ei, dar nu e orașul de 15 minute. Iar eu am anunțat public de 2-3 săptămâni că eu nu susțin aceste proiecte de lege. Eu sunt parlamentar de opoziție, nu mai am absolut niciun fel de legătură cu puterea. Dar este foarte grav. Acești indivizi nu au nicio treabă cu legea, cu respectul față de cetățeni. Ei sunt în stare să lovească, să înjure, să insulte pe oricine are altă părere decât părerea lor. Sunt în stare să înjure și să insulte pe oricine are chiar o părere similară cu părerea lor. Nu se poate să întâmple așa ceva într-o democrație. Din păcate, ceea ce se întâmplă astăzi se întâmplă și din cauza puterii și a modului complet nedemocratic în care este condusă România, fără niciun fel de respect față de opinia cetățenilor, fără niciun fel de consultare în privința măsurilor adoptate și cu un dispreț suveran față de tot ceea ce înseamnă democrație. L-am ascultat pe Ludovic Orban, care spunea mai devreme că a fost agresat de protestatarii care participă la acest meeting în fața Parlamentului. Spunea că printre oamenii care s-au strâns acolo ar fi și agitatorii, cei care provoacă la violență. Spunea că a fost scuipat și a fost lovit în momentul în care a încercat să treacă prin zona în care se aflau protestatarii, pentru că nu i s-a permis accesul în mod normal pe la intrarea de la izvor, din cauza incidentului care a avut loc în această dimineață, când o femeie, membru AUR, a încercat să intre în Palatul Parlamentului cu câteva gloanțe. Ulterior, Partidul Extremist AUR cere printr-un comunicat de presă ca autoritățile competente să clarifice de urgență acest incident petrecut la Parlament,
în care a fost implicată Elena Ariadna Cârligeanu, pe care comunicatul AUR o identifică drept o colaboratoare a acestui partid. Și urmărim imagini în direct filmate de colegii noștri de la Palatul Parlamentului. În fața Palatului Parlamentului s-au strâns foarte mulți protestatari. Am văzut puțin mai devreme, s-au agitat și spiritele, au intervenit jandarmii. Colega noastră, Alexandra Dinu, este alături de noi și vine cu mai multe date legate de această intervenție a jandarmilor. Spirite destul de încinse acolo, Alexandra, așa cum ne spunea și Ludovic Orban, dar am văzut și alte incidente cu alte persoane implicate. Ar trebui să spunem pentru început că jandarmeria a trimis mai devreme un comunicat prin care anunță că toată această manifestație este ilegală, nu au o aprobare pentru a protesta acolo. Momentan, jandarmii vor lăsa în pace, să spunem așa, pentru a nu încinge spiritele. Vom vedea ce se va întâmpla. În cele mai multe dintre aceste situații se lasă cu amenzi la final. Și ar trebui să spunem că toată imaginea pe care o vedem acum ne amintește de ceea ce s-a întâmplat în decembrie 2021. Chiar am fost acolo atunci când manifestanții au reușit să pătrundă în curtea Palatului Parlamentului, pe la Senat, nu pe la Camera Deputaților, acolo unde sunt în acest moment. Cu siguranță jandarmii vor suplini forțele de ordine în zona respectivă și vedem că sunt destul de agitați manifestanții în acest moment. I-am văzut ceva mai devreme pe foarte mulți dintre ei cum se certau cu jandarmii de acolo. Nu este exclus să vedem și incidente. Știm că în foarte multe dintre situațiile în care au fost implicați cei de la AUR s-a lăsat cu scandal și chiar cu bătaie cu jandarmii în unele situații. Și vorbeam despre situația din decembrie 2021. Ne aducem aminte, 100 de persoane au intrat în curtea Palatului Parlamentului, au reușit să treacă prin porțile de acces. 100 de persoane au intrat atunci, aproximativ 200-300 de persoane au fost audiate după tot acest incident și au fost date și foarte multe amenzi. Din ce ne dăm seama, situația este una destul de dificilă și în acest moment vom vedea cu siguranță mai mulți jandarmi care vor ajunge la Palatul Parlamentului din București, pentru că lucrurile pot fi scăpate de sub control. Mulțumim. Alătură discuției și domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună dimineața, mulțumim pentru intervenția la noi în jurnal. Bună dimineața. Cum vedeți dumneavoastră toate aceste imagini pe care le vedem acum în direct la Digi24? Fără a exagera, în acest moment, în afară de un război convențional deschis în Ucraina, avem un război. Ne cerem scuze că vă întrerupem, vrem să ascultăm Ludovic Orban și Dan Tănață. Nu ați fost agresat. Oamenii sunt frustrați. Sunteți în politică de 33 de ani și nu se leagă nimic de numele dumneavoastră. Lipsa de educație, lipsa de civilizație, lipsa de respect față de democrație a celor care reprezintă AUR-ul și a celor care au fost, de fapt, incitatorii acestor tipuri de manifestații care degenerează în violențe, în agresiuni și care nu au nicio legătură... Nu există niciun fel de agresiune, domnul Orban. Sunt doar minciuni pe care le proferați în spațiul public, domnul Orban. De vedere. Eu văd există că sunteți filmări, nimic, există filmări, există lucruri clare, există jandarmi care au asistat clare, și care au trebuit să intervină în momentul în care au fost agresat. Iar încă o dată, cel care mă trolează în spatele meu se comportă exact ca oamenii de afară și determină comportamente similare comportamentului dânsului cu comportamentul oamenilor de afară. Și eu sunt în opoziție și eu am puncte de vedere și eu sunt împotriva actualei guvernări și eu am puncte de vedere foarte precise și foarte clare exprimate, dar niciodată nu voi apela la astfel de manifestații în care să inciți oamenii la agresiune verbală, la agresiune fizică, la lovituri, la înjurături, la scuipături. Ăsta este un comportament de terbedei, un comportament de Maidan, care este caracteristic manifestațiilor care sunt generate de acest tip de indivizi, ca să înțelegeți că e normal să se comporte cei care îi urmează pe AUR, poliție, dacă astfel de oameni care sunt deputați și care în mod normal ar trebui să respecte regulile elementare, vin și pur și simplu opresc o conferință de presă a unui alt coleg. Vă mulțumesc. Nu, am înțeles că mințiți aici, de-aia am venit să vă spun că mințiți. Domnule Tănață, la poliție. Domnule Tănață, ce s-a întâmplat? Ați depus plângere la poliție? Ce s-a întâmplat în această dimineață? Noi cei de la România TV avem absolut imagini. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Era scuipat și împins de către oameni de protestat. Da. Domnul Orban este în politică de 33 de ani. Și cred că nu, fără doar și poate că nu. Dar
Există o frustrare, există, vă rog frumos să nu îmi spuneți unde să stau și cum să stau, îmi rugămintea. Mulțumesc mult de tot. Am urmărit o dispută între Dan Tănase, liderul AUR, și Ludovic Orban, fostul premier al României. Cei doi s-au contrat. Efectiv, Dan Tănase a venit în timpul declarațiilor pe care le susținea Ludovic Orban. L-a întrerupt și l-a acuzat că ar minți. Spunea Ludovic Orban că ceea ce face Dan Tănase este un atac la adresa democrației. Spunea că cel care, și citesc, cel care mă trolează în spatele meu se comportă exact ca cei de afară pe care îi și incită la violență și are un comportament de Maidan. Dan Tănase spunea că nu s-a întâmplat absolut nimic, deși am văzut cu toții, avem cu toții date de la Palatul Parlamentului, atât din interior, acolo unde o colegă de partid a încercat să intre cu patru gloanțe, cât și de afară, de unde vedem imagini și de unde am văzut și puțin mai devreme imagini cu protestatari care au devenit destul de agresivi. Spunea și Ludovic Orban că în urmă cu aproximativ o jumătate de oră, atunci când încerca să intre în Parlament, a fost agresat. George Simion face declarații.